Okay. Doamne Tată din ceruri, îți binecuvântăm numele și te slăvim că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care până în ziua de azi ne-ai purtat de grijă și știm că vei fi cu noi și în continuare. Ne rugăm și pentru seara aceasta, Doamne, să dai cuvânt fratelui Sandip, să lași harul Tău și binecuvântarea Ta peste inimile noastre, să ne întărești pe fiecare astfel încât credința noastră să fie tot mai puternică în Tine în vremurile acestea în care credința celor mai mulți se răcește. Ajută-ne să stăm alipiți de Tine. Întărește-L și pe fratele Dan și binecuvintează-ne sufletele fiecăruia dintre noi. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin. I propose to start, not okay. To waste any time. Great. So, before you start, înainte de a începe, vreau să fac câteva anunțuri. Fratele Sandip o să aibă un mesaj undeva o jumătate de oră, 40 de minute și apoi el are o bucurie mare să răspundă la întrebări și dacă aveți întrebări și legate și de temă, cu atât mai mult, să nu vă sfiiți să-i puneți întrebările acestea imediat imediat ce el termină mesajul. Sandip, I translate in Romania, I try to explain that after you will spoke the message, 30-40 minutes, you know, they should be free to put you any question regarding the text or maybe if they have something on their heart, they will be free to put this question to you. Okay. Thank you. So I've been doing a series on this, the new way of living with Jesus. Am început această serie cumva tradus una calea cea nouă împreună cu Isus. A new lifestyle. Un nou fel de viață. That's the expression in Romanian, I think we decided. A new lifestyle. Cred că aceasta este expresia cu care ne putem să spunem și în românește. Un alt fel de viață. And what I found was in my Christian journey, I didn't have this lifestyle for many years, even after I gave my life to Jesus. Și ceea ce am descoperit din propria mea experiență este că mulți ani de zile în viața mea de credință nu am avut acest fel de trăire. So I wanted to spend several weeks describing this lifestyle. Și vreau să petrec mai multe săptămâni împreună cu voi ca să vă descriu acest fel de viață. And I've been looking at Hebrews chapter 10 verse 19 onwards. Și ne-am uitat în cartea Evrei de la capitolul 10, versetul 19 în continuare. And last week I talked about the goal of this lifestyle. Și săptămâna trecută am vorbit despre țelul acestui fel de viață. Which is what is said there in verse 19, is to enter into the most holy place. Și așa cum scrie în versetul 19, țelul este ca să intrăm în locul preasfânt. And the most holy place was where God lived. Și locul preasfânt este locul în care locuiește Dumnezeu. So to enter the most holy place is to enter into God's holy, majestic presence. Și ca să intri în locul preasfânt este să intri în locul prezenței lui Dumnezeu, în locul maestos al prezenței lui. So to live in God's presence is to live in the most holy place is to live in God's presence. Și să trăiești în locul preasfânt este să trăiești în mijlocul prezenței lui Dumnezeu. That is the goal of this new lifestyle. Acesta este țelul acestui fel de viață nou. To live with God. Să trăiești cu Dumnezeu. Jesus said, this is eternal life that they may know God. Și Isus a spus că acesta este felul nou de viață în care să-L cunoști pe Dumnezeu. That's the goal. Ăsta-i țelul. So what's the secret to entering into the most holy place and living with God? La care care e secretul în care să intrăm în acest loc al prezenței cu Dumnezeu? That is, here it says in verse 20, he gives us the secret, which is to the new living way, which he went through the veil, the curtain, that is his flesh. Și aici, în versetul 20, spune că pe calea aceasta și nouă pe care ne-a deschis-o el, intrăm prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul său. So between the holy place and the most holy place in the Old Testament, there was a veil or a curtain. Deci între
locul sfânt și locul prea sfânt în Vechiul Testament era o perdeă. So for us, what is that curtain that separates us from fellowshipping with God and knowing God and being in God's presence? Dar pentru noi, dacă ar fi să ne punem întrebarea aceasta, care este perdeaua aceasta care ne separă pe noi de a intra în locul preasfânt, să fim împreună cu Dumnezeu? In the Old Testament, it was that physical curtain in the tabernacle. În Vechiul Testament, era o perdeaua în mod fizic în cortul întâlnirii. In the New Covenant, what is that curtain for us? Dar în Noul Testament, în Noul Legământ, care este această perdeaua? Very simply, here's the curtain. Foarte simplu, aceasta este perdeaua aceasta. The curtain is my own will. Perdeaua este propria mea voință. And I want to show you that from Hebrews chapter 10, that same chapter, earlier on in the chapter. Și vreau să vă arăt lucrul acesta din Evrei capitolul 10, mai înainte de versetele acestea. I want you to read verse 8. And 9. Haideți să citim împreună versetul 8 și 9 din Evrei, capitolul 10. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prin oase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Very clear that God is making a contrast between the old covenant and the new covenant. Este foarte clar că Dumnezeu aduce un contrast între Vechiul Legământ și Noul Legământ. God is saying, I'm not interested in sacrifices anymore. Și Dumnezeu spune acum, nu mai sunt interesat de sacrificii. That's not what gives me pleasure. Pentru că nu aceste jertfe mi-aduc acum plăcere. Then in verse 9 he says, here's what gives me pleasure. Apoi în versetul 9 el spune, iată ce mi-aduce mie acum plăcere. He's taken away all sacrifices, all offerings. He says, I don't have pleasure in that. El ia jertfele acestea, el ia arderile acestea și zice, nu în acestea îmi găsesc eu plăcerea. But here's what gives me pleasure. Dar iată în ce îmi găsesc eu plăcerea. When Jesus says, I have come to do your will. Este în ceea ce Iisus spune, am venit să fac voia ta. Who said that? Jesus said that. Cine a spus asta? Iisus Jesus a spus. Jesus said, I'm come here to do your will. Whose will was he talking about? Iisus a spus, iată vin să fac voia ta. Despre ce voie vorbește? A cui? His father's will. Voia tatălui său. God the father's will. Voia tatălui său ceresc, Dumnezeu. And as we read that, that's what God is saying, that's what gives me pleasure. Și atunci când citim, înțelegem că aceasta îi aduce plăcerea lui Dumnezeu. So it's very simple. If I want to live in God's presence, if I give him pleasure, I'll always be in his presence. Deci dacă eu vreau să trăiesc în prezența lui Dumnezeu, eu întotdeauna vin să fac voia lui. Suppose you like vanilla ice cream. Whenever somebody comes with vanilla ice cream, you say, please come into my presence, because I like vanilla ice cream. Să presupunem că ție îți place înghețata de vanilie și când cineva ți-ar aduce înghețată de vanilie, tu ai spune, vino la mine pentru că ție îți place înghețata de vanilie. Because it gives me pleasure. Pentru că îți oferă satisfacție, plăcere. What gives God pleasure? Ce oferă oare lui Dumnezeu plăcere? God said that it's not sacrifices and burnt offerings. Dumnezeu spune nu jertfe și nu sacrificii, but people who do God's will. Ci oamenii care fac voia lui Dumnezeu. And I want to show you this verse in John chapter 6 verse 38. Și vreau să vă arăt acest verset din Ioan capitolul 6, versetul 38. Jesus said, "Here's why I'm here on this earth. This is why I came all the way down from heaven." John chapter 6 verse 38. Și uite, spune Iisus, de ce am venit tocmai din cer pe jos pe pământ. Ioan capitolul 6, versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Very simple. I came all the way from heaven, not to do my will, but to do the will of my Father. Și spune Iisus, am venit din cer, nu ca să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui.
So even though Jesus was God, și chiar dacă Iisus era Dumnezeu, while he was on earth, he had a will that could choose to do whatever he wanted. Și chiar dacă era Dumnezeu, el a venit pe pământ și putea să facă orice a vrut el, dar in the Garden of Gethsemane, Jesus asked his father, I don't want to drink this cup. În grădina Ghețimani, Iisus a spus, Doamne, dar nu vreau să beau acest pahar. But Jesus said that, not my will, but your will be done. Dar acolo Iisus a spus, nu voia mea, ci voia ta. So it's very clear that Jesus could have chosen something different. Deci este foarte clar că Iisus ar fi putut alege ceva diferit. But he chose to do the will of his father. Dar a ales să facă voia tatălui său. Because that is what gave his father pleasure. Pentru că aceasta îi dădea plăcere, îi oferea plăcere tatălui său. And because he always did the father's will and he never did his own will, he always gave God pleasure. This is Jesus. Și pentru că întotdeauna a împlinit și a făcut voia tatălui său, el întotdeauna a adus plăcere lui Dumnezeu. So this is the secret to this new lifestyle. Deci aceasta este secretul acestei noi vieți. Not doing my own will, but doing God's will. Să nu fac voia mea, ci să fac voia lui Dumnezeu. It's that simple. Este foarte simplu. God's not interested in sacrifices. Dumnezeu nu este interesat în jertfe. And offerings. În oferte. He wants us to do God's will. Și el vrea ca noi să facem voia lui. And so the lifestyle is saying, God, what do you want me to do today? Dar privind stilul acesta de viață, noi am putea spune acum, Doamne, dar ce vrei să fac eu astăzi? How do you want me to be a light today? Cum vrei să fiu eu o lumină astăzi? How do you want me to be a salt in my work today? Cum vrei să fiu sare astăzi la locul de muncă? So I changed from thinking, Lord, how do I get my next promotion, to thinking, how can I be a salt? Și îmi schimb felul de gândire, nu mai gândesc cum aș putea obține o promisiune, o ofertă unui loc mai bun de muncă, ci mă canalizez cum aș putea să fac pe plac lui Dumnezeu. So I'm more interested in being salt and light than in getting promotions and bonuses. Și sunt mult mai interesant, sunt mult mai interesat să fiu sare și lumină decât să obțin o promoție. Nothing wrong with bonuses and promotions. Nimic rău în a obține un beneficiu la locul de muncă. It's a very good thing. E un lucru foarte bun. But it is nothing compared to being a salt and a light. Dar nu se compară cu faptul a fi sare și lumină. And if we have to make a choice, we should always choose to be a salt and a light. Și dacă ar trebui să alegem întotdeauna să alegem să fim lumină și sare. This is an example of where we have to choose to do God's will and not our own will. Și acesta este exemplul de a alege să faci voia lui Dumnezeu, nu voia ta. Now I also want to show you very quickly from Hebrews chapter, if you go back to Hebrews chapter 10. Și vreau să vă arăt ceva mai departe, continuăm în Evrei capitolul 10. I want to read verses, Hebrews chapter 10 verses 5 through 7. We did verses 8 and 9, but I also want to read verses 5 through 7. Și aș vrea să citim, chiar dacă am citit 8 și 9, acum aș vrea să citim versetul 5 până la versetul 9. De aceea... Let's maybe just read verse 5 to begin with. We can go through 5, 6 and 7. Citesc doar versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. I want you to understand here what Jesus says here. Aș vrea să înțelegi ceea ce Iisus spune aici în versetul acesta. Sacrifices and offerings are not desired, but a body you have prepared for me. El spune aici, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci ai pregătit un trup. I want to underline that word body. Vreau să subliniez acest cuvânt, trup. Jesus said, this is Jesus saying to the Father, you're not interested in sacrifices and offering, but you gave me a body. You prepared a body for me to live in so that I can do your will. Iisus spune aici, tu n-ai voie nici jertfă, tu n-ai voie nici prinos, dar tu mi-ai pregătit un trup în care eu să trăiesc aici pe pământ. Now, I don't know how it is in your Bible, but in my Bible, it's clear that this is a quotation from the Old Testament.
nu știu cum este traducerea în limba română, dar în Biblia mea, aici este o mențiune că este un citat din Vechiul Testament. And this is a quotation from Psalm chapter 40. Și este un citat din Psalmul 40. So I want you to turn there. Și aș vrea acum să deschideți împreună cu mine la Psalmul 40. So Psalm chapter 40 is where this is quoted from. Și Psalmul 40, din Psalmul 40 este această mențiune, citație. And I want you to read Psalm chapter 40 verse 6. Și aș vrea să o să citesc versetul 6, Psalmul 40 versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă de ispășire. What does it say here in verse 6, Dan? Does it say my ears you have opened? No. In verse 6 says you put a hole in my ear. Yes, you put a hole in my ear. În versetul 6, el m-a întrebat dacă scrie că mi-ai deschis urechile. La noi scrie mi-ai străpuns urechile. That's different from what we read in Hebrews, which says you've given me a body. Este un pic diferit versetul acesta de versetul din Evrei care spune că tu mi-ai dat numai un trup. So you pierced my ear versus you've given me a body. Și aici diferența este că aici spune mi-ai străpuns urechile, iar în Evrei spune mi-ai dat un trup. It's a quotation, but they've changed it. Hebrews, it changed the word. Este o citare din Psalmul 40, dar în cartea Evrei este schimbat acest verset. Because in the new covenant, it's not just your ears pierced or your ears opened. Pentru că în noul legământ nu este doar atâta că mi-ai străpuns urechile sau mi-ai deschis urechea. It's not just the ear, it's the whole body. Nu este doar o ureche, ci este întreg trupul. In the Old Testament, it was just the Sabbath. Now it's the whole body. It's the every day is holy. În Vechiul Testament era doar o zi, sabatul. În noul legământ este în fiecare zi este un sabat. In the old covenant, God was saying, give 10% of your money and keep the rest for to do whatever you want. În Vechiul Legământ spunea, dăm 10% din veniturile tale și păstrează restul. In the new covenant, God says 100% of your money is mine. În noul legământ zice 100% din banii tăi sunt ai mei. You can't spend any of it however you wish. Nu poți să cheltui așa cum vrei tu. Many churches today say give 10% to the church and then go buy fancy cars and fancy homes and do whatever you want with it. Astăzi multe biserici spun dă-mi mie 10% din venitul tău și restul cumpără-ți mașini luxoase. That's old covenant. Ăsta e vechiul legământ. The new covenant says 100% of it is mine. În noul legământ spune Dumnezeu 100% din ce ai tu e al meu. 100% doesn't have to go to the church. 100% nu trebuie să meargă la biserică. But 100% is God's. Dar 100% este al lui Dumnezeu. So I take my whole salary and say, God, what do you want me to do with it? Deci întreg salariul este al meu, dar eu mă uit înspre Dumnezeu și zic, ce vrei să fac cu el? Take care of the needs of your family. Ai grijă de nevoile familiei tale. Provide for their education. Ocupă-te de educarea lor. Save up for the future for them. Pune deoparte pentru viitor. But don't love money. Dar nu iubi banii. Love my people. Iubește poporul meu. Care for the poor. Ai grijă de cei săraci. This is not giving to the church. Asta nu înseamnă că îi dau la biserică. Now you can give to the church to do those things. Deci tu poți să dai banii aceștia la biserică să facă ceva cu ei. But most churches are teaching you give 10% and then you're done. Dar marea majoritate învață dăm 10% și de acolo încolo nu mă mai interesează. Or if you get 20%, you're really special. Dar dacă îmi dai 20%, ești chiar special. God says 100% is mine. Dumnezeu spune 100% este al meu. Don't just pierce your ear. Deci nu străpunge numai urechea. Your whole body from head to toe is mine. Ci întreg trupul din cap până la picioare este al meu. That's one difference between what was written in Psalms and the way the Hebrews quoted it. Deci este doar o diferență între ceea ce scrie în Psalmul 40 și ceea ce citează în cartea Evrei capitolul 10. He said, I know David said the ear is pierced. Deci știu că David a spus că urechea este găurită. But Jesus didn't say my ears pierced. Jesus said my whole body is yours. Iisus n-a spus doar urechea mea este găurită, ci întreg trupul îți aparține ție. Now I want to also show you
verse 8. Acum vreau să vă arăt mai departe în versetul 8. I delight to do your will, O God. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. It says that I delight? No. Scrie I wish. I wish. That means I desire. I want. Da. I desire, I want to do your will, O Lord. Da. În limba engleză zice îmi doresc să fac voia ta, Dumnezeule. So remember that phrase, I want to do your will, O God. Deci țineți minte această frază, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. That's David. Asta spune David. Now let's go see what Jesus said. Acum haideți să ne întoarcem să vedem ce spune Iisus. Let's go back to Hebrews chapter 10. Haideți să vedem din nou în Evrei capitolul 10. Verse 7. Again, he's quoting from this psalm. Deci din nou citează din psalm. But see how he says at the end of verse 7, in my mind it's very clear. He doesn't say, I want to do your will. He says, to do your will, O God. Uitați-vă la sfârșitul versetului 7, unde nu spune ca și David, vreau să fac voia ta, ci Iisus spune, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Big difference between the Old Covenant and New Covenant. Între Noul Legământ și Vechiul Legământ. You want to do it or you do it. Vrei să faci voia sau faci voia? There are a lot of Christians today who want to do God's will. Sunt astăzi mulți creștini care vreau să facă voia lui Dumnezeu. Very few percentage that are actually doing God's will. Dar foarte puțin în procent fac voia lui Dumnezeu. We don't want to watch pornography. Nu vrem să ne uităm la pornografie. But only a smaller percentage of people are actually protecting their eyes from the filth. Dar numai un procent mic își protejează ochii ca să nu se uite. We don't want to get angry at our loved ones. Nu vrem să ne mâniem pe cei dragi ai noștri. But a very small percentage of people are actually not getting angry. Doar un procent foarte mic din noi nu se mânie. We don't want to love money. Nu vrem să iubim banii. But very few are actually doing it. Dar foarte puțin fac lucrul acesta. I'm saying, God, money is not important to me, you are. Și spun, Doamne, nu banii sunt importanți pentru mine, ci Tu ești. This is the secret. Acesta este secretul. God has prepared a body for us. Dumnezeu a pregătit un trup pentru noi. And God says, not just your ear, your whole body. Și Dumnezeu spune, nu doar urechea, ci întreg trupul. And I'm not interested in just a desire and a want. Și nu sunt interesat doar de o dorință, vreau. I desire obedience. Și eu îmi doresc ascultare. What I'm looking for is, will you actually do it? Adică ceea ce urmăresc eu va fi, chiar vei face? See, let me go back and end by showing you what he said in verse 9. Și ne întoarcem ca să vă arăt ceea ce spune în versetul 9. Behold, I have come to not want to do your will, but to do your will. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta. Nu vreau să fac voia ta. And he says, he takes away the first to establish the second. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. He has thrown away the old agreement. El aruncă vechea înțelegere. And he's established a new agreement. Și înlocuiește cu o nouă înțelegere. So we don't need bulls and cows for sacrifices. Deci nu mai avem nevoie de viței sau alte animale pentru sacrificii. It is useless to go to Israel. Este inutil să te întorci acum în Israel. There's nothing there. Nu-i mai nimic acolo. There's no holy land, a holy place there. Nu mai este un pământ sfânt, nu mai este un loc sfânt. God saying the tabernacle is now your body. I prepared a body for you. Dumnezeu spune acum, cortul acesta întâlnirii este de fapt trupul tău. That is the holy land, your body. Ăsta e pământul sfânt acum, trupul tău. That is the temple of the Holy Spirit. Pentru că el este templul Duhului Sfânt. Don't just pierce your ear, your whole body has to be mine. Deci nu străpunge doar urechea, ci întreg trupul trebuie să fie al meu. Don't just pierce your bank account and give 1 or 2% to me. The whole bank account belongs to me. Nu străpunge doar contul bancar în care să spui 10% este al tău, ci în întregime tu ești al meu. Don't just pierce your tongue to sing songs of praise to me on Sunday. I want your whole tongue to be mine. All day, every day, the whole year long.
nu străpunge limba ca să cânți cântări de laudă duminica, ci în tot timpul tu limba ta trebuie să cânte cântări de laudă. Don't just pierce your eyes on Sundays to not look at women all day long, all throughout the week. Your whole body, your whole eyes, all the time should be mine. Nu străpunge ochii ca să nu te uiți în stânga și în dreapta după femei duminica, ci tot timpul ochii tăi trebuie să fie predați Domnului. And don't just say, I want to do your will. Și nu spune, vreau să fac voia ta. A lot of our songs that we sing in church is, I delight to do your will. I want to do your will. Marea majoritatea cântărilor pe care le cântăm în biserică sună așa, vreau să fac voia ta. A lot of songs are, Lord, I need you, Lord, I need you. Majoritatea cântecilor spun, Doamne, am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine. Lord, I want you, Lord, I desire you, Lord, you're greater than anything else. Doamne, te doresc, Doamne, ești mai mare decât orice. But how many people can actually just get up and say, I'm doing the will of God? Dar oare câți dintre noi se pot ridica să spună, fac voia ta, Dumnezeule? That's what God said in Hebrews chapter 10, verse 9. He's throwing away that whole, I want to do God's will. He's saying, I'm throwing it away. I'm not interested in that. Pentru că în versetul 9, el spune, arunc tot felul ăsta de gândire la o parte și înlocuiesc acum că nu doar că vreau, ci fac voia ta. I'm not interested in your songs that saying, I want to do the will of God, or your prayers, I want to do the will of God. That doesn't impress me. Pentru că pe Dumnezeu nu-L impresionează când eu vin și spun, vreau să fac, vin să cânt. What gives me pleasure is when people say, I'm here to do your will. Ceea ce îi oferă plăcere lui Dumnezeu este când oamenii vin și spun, fac voia ta. I'm going to turn off the internet. I'm going to shut my mouth. I'm going to shut my eyes. Am să închid internetul, am să îmi închid gura, am să îmi închid ochii. And we walk in our workplaces, in our homes, as people who are doing the will of God, not wanting to do the will of God. Și pășim în locurile acestea ca oameni, nu ca oameni care vreau să facă voia lui Dumnezeu, ci pășim ca oameni care fac voia lui Dumnezeu. This is the secret that of the way that God, that Jesus started. Aceasta este este calea aceasta pe care trebuie să umblăm fiecare, calea cea nouă. So going back to Hebrews chapter 10 verse 20, further down in that chapter. Deci citim mai departe în capitolul Evrei capitolul 10 versetul 20. This is the new lifestyle that Jesus started. Deci acesta este felul nou de viață pe care Iisus l-a întemeiat. And he started it by showing us the way through this curtain. Și ne arată modul acesta pe care el l-a întemeiat prin perdeaua aceasta. Called my will. Care se numește voia mea. And Jesus says, it's not good enough to say, I want to do your will. I'm going to tear this curtain and do your will, God. Și Iisus spune, nu este suficient pentru tine să spui, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și tu trebuie să rup perdeaua aceasta voinței și să spun, fac voia ta, Dumnezeu. And Jesus did the will of God no matter what happened. Și Iisus a făcut voia lui Dumnezeu indiferent ce s-a întâmplat. This is how we keep entering into the most holy place and into God's presence. Așa intrăm în locul preasfânt, în locul prezenței lui Dumnezeu. Dear brothers and sisters, this is a special life that we can live. Dragi frați și surori, acesta este un fel deosebit de viață pe care putem să-l trăim. In the old covenant, one man once a year could enter into God's presence, the chief high priest. În vechiul legământ, în Vechiul Testament, doar un singur om o dată pe an putea să intre în locul preasfânt, era marele preot. If anybody else entered on any other time of the year, they were killed. Dacă ar fi îndrăznit cineva să intre oricând în orice altă perioadă a anului, era omorât. Now God is saying you have free access all the days of your life to live in my presence. Acum Dumnezeu spune, ai un acces liber în prezența mea, poți să intri oricând vrei tu. This is a billion times better than the greatest king or president saying, come and live with me all the time. Acesta este un lucru de un milion de ori mai frumos sau mai grozav decât orice președinte care ar veni să spună, hai vino și trăiește cu mine. What the greatest of all invitations God has given me. Deci este mai presus de orice invitație măreață pe care ți-ar face cineva. I get to live all day with God, the creator of the universe. Deci
să trăiesc în fiecare zi cu Dumnezeu, creatorul universului. So yes. Not doing my own will is not easy. Deci da, să fac voia, să nu fac voia mea, nu este ușor. It's tearing the curtain. Trebuie să rup această cortină, perdeaua. It's crucifying my selfishness. Este să răstignesc firea mea. But I do it because of the joy of being with God. Dar fac lucrurile acestea pentru bucuria de a fi împreună sau plăcerea de a fi împreună cu Dumnezeu. The great privilege that I get to go to God at all times. Deci este un privilegiu mare să ajung să fiu împreună cu Dumnezeu tot timpul. This is the reason why this new lifestyle is so special. Deci acesta este motivul pentru care acest fel de viață este atât de deosebit. The secret to this walking this life is difficult to do. Secretul să trăiești acest fel de viață este destul de dificil. So we must really, if we find it difficult, we must go back and remind ourselves of the great privilege that we have been given by God. Și dacă mi se pare la un moment dat că este greu lucrul acesta, trebuie să mă întorc înapoi și să văd marea ofertă pe care mi-a făcut-o Dumnezeu, privilegiul acesta de a trăi împreună cu El. This is why God created us. De aceea ne-a creat Dumnezeu. To be with Him. Să fim împreună cu El. Adam and Eve squandered their opportunity. Adam și Eva au pierdut această oportunitate. God saying, I'll give you that chance again because of what Jesus did. Dar Dumnezeu ne spune acum nouă, am să vă dau vouă această oportunitate din pricina a ceea ce a făcut Isus. May God help us. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amen. Amin. Thank you, Brother Sandeep. Mulțumesc, Brother Sandeep, pentru toți aceia care aveți întrebări. Știu că vă iau așa pe nepregătite, dar aș vrea să nu pierdem timpul, pentru că știu că are și alte întâlniri și dacă aveți întrebări, puteți să îi le puneți. Dacă nu vă descurcați în limba engleză, puteți să le puneți în limba română și eu am să le traduc. Ca să puteți pune întrebări, trebuie să vă debifați microfonul, să-l luați de pe mute și astfel să puteți pune întrebările. Îi salutăm pe toți cei care au intrat, indiferent la ce oră ați intrat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Yeah, I hope Brother Dan it was clear. If it isn't, feel free to also ask questions and we make it more clear. Ok. Fratele Sandeep a spus că sper că totul este clar. Dacă nu este clar, atunci să puneți întrebări și el încearcă să clarifice lucrurile. Cât poate. Da, vreau să pun eu o întrebare. E mare har să știm că Dumnezeu ne face parte de prezența Lui în fiecare moment și în fiecare clipă și prin Duhul Sfânt pe care ni-l-a dat putem să fim în prezența Lui permanent. It's a big privilege to be in the presence. Ce ar putea să spună celor care cred că în relația lor cu Dumnezeu depind totuși de anumiți oameni, cum ar fi prorocii? Unii cred că nu pot să vorbească cu Dumnezeu decât prin astfel de oameni. What can you tell us about the things that some people are depending of other people in communication with God? For example, prophets. There are two things that I can say about that. Pot să vă spun două lucruri despre aceasta. God calls us to be part of the body of Christ. Dumnezeu ne-a chemat să fim partea trupului lui Hristos. God asks us to be, there's a picture that he uses to describe him and us now. One of it is body.
Dumnezeu folosește o imagine ca să ne descrie. Una este trupul. And another picture is family. Și a altă imagine este familia. We're all brothers and sisters and children of God. Noi cu toții suntem frați și surori, copii al lui Dumnezeu. And a third picture that is used in to describe the church is bride. Și a treia imagine care ne descrie pe noi este mireasa. I want to use all those three pictures to describe this relationship. Vreau să trec prin toate aceste trei imagini ca să descriu această relație. Bride is very simple to understand. Ca mireasă e foarte simplu să înțelegi. Each of us must have that relationship with God like a bride has to its bridegroom. Fiecare dintre noi trebuie să avem această relație cu Dumnezeu așa cum mirele are cu mireasa. There's no prophet, there's no father, there's no mother, there's no spouse, there's no children. Nobody can get in the way of that. Deci nu este mamă, tată, frate, soră, profet, nimeni nu poate sta între cei doi. This is unique. Each person with God is like bride and bridegroom. Deci este ceva unic. Fiecare persoană este în relația aceasta, mireasă. That's very important. We are loyal to God in a way we are loyal to nobody on this earth. Deci prin felul acesta suntem loiali lui Dumnezeu în așa fel încât cum nu suntem la nimeni de pe pământul acesta loiali. Also in the family of God, we have one father. Chiar și în familia lui Dumnezeu există un tată. In some other religions like the Catholic Church, they talk about priests who are fathers. Bisericile catolice vorbesc de preoți care sunt tați. Well, you say you have to confess to them. Și ei spun trebuie să te mărturisești lor. That's not in the Bible. You just have to deal with your father. Dar asta nu e în Biblie. Tu trebuie să ai legătură doar cu tatăl tău. I tell my children, don't become the father to them. I'm their father. Don't try to correct them and fix it. Come and tell me, I'll fix it. Deci le spun copiilor mei, nu vă purtați voi ca și tații. Eu sunt tată. Veniți și îmi spui și eu corectez lucrurile. The third one is body. Al treilea sau al doilea este trupul. Now body is where it gets also lit. It's very good because it completes the picture. Trupul este imaginea aceasta, trupul este foarte bună pentru că ea desăvârșește the picture. Trupul. Let's take this hand for example. Haideți să luăm această mână de exemplu. Do you think that these two fingers are alive because they are connected to each other? Crezi că aceste două degete sunt vii pentru că ele sunt legate împreună? They are connected to each other. Ele sunt legate împreună. But they will lose all life if one of them gets disconnected from the entire body. Dar dacă una dintre ele este detașată de trupul acesta, își pierde întreaga conexiune cu întreg trupul. If this small little finger loses its connection through the nerves to the heart and the brain, this finger will cease to work, even though it's connected with all these other fingers. Dacă acest deget, chiar dacă este conectat cu celelalte degete, este îndepărtat de acolo, el își pierde conexiunea prin nerv, cu inima, cu mintea, chiar dacă este pus acolo. Every single member of the body has a direct connection to the head. Fiecare parte a trupului are o legătură directă cu capul. So that's, we should remember that as we are members of the body of Christ, we should all have a direct connection to the head. Deci să ținem minte lucrul acesta, că chiar dacă facem parte din trup, noi suntem legați fiecare în parte cu capul. That's what gives us life. Asta dă viață. That's what gives us nourishment and strength. Asta dă putere. But God has put us in connection with other body parts. Dar Dumnezeu ne-a așezat în conexiune cu alte părți ale trupului. And God has put us in connection with specific body parts, different from this finger. This finger is not connected to this hand. It's in a separate hand. Și ne-a pus în conexiune cu diferite părți ale trupului. De exemplu, acest deget nu este din mâna aceasta, nu este în conexiune cu degetul din cealaltă mână. So this is what I understand as the particular hand I'm in is to be part of the particular church that I'm connected with. Și degetul de la mâna aceasta sau imaginea acestei mâini simbolizează pe mine care sunt parte a unei biserici.
Each finger is connected directly to the head. Și fiecare deget de aici, de pe mână aceasta, este în conexiune cu capul. The moment they lose that direct connection to the head, they've lost all life. They have no function, they don't even have life. Și în momentul în care și-au pierdut conexiunea cu capul, în momentul aceea nu mai au niciun pic de viață și nu mai au niciun pic de funcțiune. And if they stay connected to each other but not connected to the head, they lose all life. Și chiar dacă sunt legate unul de celălalt, dar dacă n-au legătură cu capul, au pierdut întreaga viață. That's very important that each of these fingers stay connected to the head so that they can have life. Este foarte important ca fiecare dintre ele să fie legate de cap ca să aibă viață. Also, the fingers get direction from the head, not from each other. Și fiecare dintre degetele acestea primesc poruncă sau direcție sau așa de la cap, nu de unul de la altul. This finger is not telling this finger what to do. Degetul acesta nu-i spune celuilalt deget ce să facă. The head is telling this finger what to do. Capul îi spune acelui deget ce să facă. So the head has got such an important function for life and for direction. Deci capul are acea funcție importantă pentru direcție și pentru viață. And as they're connected to the head, God sends, the head sends directions to the hand and all of these fingers can work together. Și prin faptul că degetele acestea sunt conectate la cap, capul trimite direcție mâinii. To where they play the piano or they type on the keyboard. Și în felul acesta poți cânta la pian sau pe claviatura aceea. So also in the church God has given certain functions. Și în biserică Dumnezeu a dat diferite slujbe. Just like there is in the body. Așa cum este și în trup. And so God has given teachers, God has given prophets, God has given different functions. Învățători, proroși cu diferite slujiri. So there is a function for these different roles in the working of the church. Deci este câte o funcțiune în funcționarea bisericii. But we must be very careful that that function does not affect our life. Și este foarte important să fim atenți ca acea funcțiune să nu afecteze viața. And our direction individually comes from God. Pentru că direcția pentru fiecare individ vine de la Dumnezeu. Our life and our dependence is on God only. Viața și dependența noastră este doar de Dumnezeu singură. Man lives by words that proceed from the mouth of God. Omul trăiește cu cuvintele care vin din gura lui Dumnezeu. And God can use the mouth of God can come through the mouth of a donkey, through the mouth of a prophet, through the mouth of a child, through the mouth of my wife, anybody. Și Dumnezeu poate vorbi prin gura unui măgar, prin gura unui proroc, prin gura unui soției mele sau oricăruia. God can speak through the rocks. Dumnezeu poate vorbi prin pietre. But I should listen to the voice of God. Dar voi asculta vocea lui Dumnezeu. So, it's not that the role of prophets and teachers are not important in the church. Deci nu spun că rolul prorocilor și a celorlalți nu este important în biserică. The prophetic voice is extremely important if done correctly. Vocea profetică este foarte importantă dacă este făcută în mod corect. So this is a very big topic, but I'll say one more thing about the prophetic voices and things like that. Lucrurile acestea se poate vorbi mult despre ele, dar vreau să mai spun un lucru. In my experience, most prophetic statements are telling people what to do. În acțiunea sau în interacțiunile mele, am constatat că mulți proroci spun altor oameni ce să facă. Or telling them, here's a word from God. Sau le spun, uite un cuvânt din partea lui Dumnezeu. I don't believe that New Covenant prophets should be telling other people what to do. Nu cred că în Noul Legământ un proroc ar trebui să spună altor oameni ce să facă. There is no evidence in the New Testament of a New Covenant prophet telling somebody, go and do this. Nu este nicăieri un exemplu în Noul Testament cum un proroc ar merge cuiva să-i spună, du-te și fă treaba asta. So it should never be saying, go do this, go do that. Niciodată n-ar trebui să spună, du-te, fă asta, du-te, fă cealaltă.
I've heard of prophets saying, hey, God told me in a dream, go marry that man or go marry that woman or go take that job or go to that school. Am auzit de oameni care prorocii le-au vorbit în vis și au zis, du-te și mărită-te, du-te, căsătorește-te cu toare, du-te, ia serviciul ăla. That is not new covenant prophets. Dar aceștia nu sunt prorocii noului legământ. That is old covenant prophets copying something that God has torn up. Ei sunt prorocii vechiului legământ care au copiat ceva ce Dumnezeu a rupt. New covenant prophets help build up the church. Prorocii noului legământ zidesc biserica. Giving words of encouragement. Dau cuvânt de încurajat, de îmbărbătare. But the word of God for our lives come directly from God himself. Dar cuvântul vine din partea lui Dumnezeu în mod direct. And the way I seek to have a prophetic word. Și modul în care eu caut uneori un cuvânt profetic is to seek God. Este să-l caut pe Dumnezeu. And I'm not trying to give direction to anybody. Și nu încerc să dau nimănui direcții. I speak the words from God. Eu încerc să vorbesc cuvânt din partea lui Dumnezeu. And God gives direction to whomever he wants to. Și Dumnezeu este cel ce dă direcție cui vrea el. So if I say God has given me a burden to really preach against anxiety. Deci dacă aș spune că Dumnezeu mi-a dat o povară să vorbesc împotriva neliniștii. God can give me a prophetic word to preach against anxiety. Dumnezeu îmi va da un cuvânt profetic să vorbesc împotriva ei. And then God speaks to the people whom he's trying to convict. Și apoi Dumnezeu va vorbi direct acelora pe care el încearcă să-i convingă. One last thing about prophecy. Încă un lucru. Prophecy is about building up the church. Prorocia ține de zidirea bisericii. The thing that hurts the church is not calamity. Ceea ce afectează cel mai mult biserica nu sunt calamitățile. The thing that hurts the church is not pandemics. Ceea ce afectează biserica nu sunt pandemiile. Or bad economic times or sicknesses. Sau timpuri economice rele sau alte lucruri. What hurts the church is sin. Ceea ce afectează biserica și lovește în biserică este păcatul. So prophetic word is always trying to attack sin. Deci cuvântul profetic întotdeauna va ataca păcatul. Trying to drive out sin from the holy bride of Christ. El va încerca să alunge afară păcatul din mireasa sa. And one last word on prophecy, Revelation chapter 19 verse 10. Iar în Apocalipsa 19, versetul 10, un ultim lucru. Revelation chapter 19, verse 10 says that the spirit of prophecy, that the spirit behind a prophet is to testify about Jesus. Care spune că Duhul prorociei este ca să mărturisești despre Isus. That's the spirit behind every true new covenant prophet. Deci acesta este Duhul din spatele fiecărui proroc al noului legământ. They want everybody to look at Jesus. Ei întotdeauna vor vrea ca tot să se privească spre Isus. They're not trying to scare you. Ei nu încearcă să te sperie. They're not trying to predict the future. Ei nu încearcă să prezică viitorul. They're trying to say, look, here's Jesus. Ei doar vin și spun, uite-l pe Isus aici. Stop focusing on your troubles. Look at Jesus. Nu te mai focusa pe problemele tale. Uită-te la Isus. Repent from your sins and turn to Jesus. Pocăiește-te de păcat și întoarce-te la Isus. Stop treating Jesus like a stranger. Stop treating Jesus like a bridegroom. Nu te mai uita la Isus ca la un străin. Tratează-l pe Isus ca și mirele tău. Jesus is not just your friend, he's also your judge. Isus nu este doar prietenul tău, el este și judecătorul tău. That you're going to die and then you're going to face a judgment. Tu vei muri și vei întâlni acest judecător. But Jesus is the judge. Și judecata aceasta unde Isus este judecătorul. Jesus died for your sins, so approach the throne of grace boldly and meet Jesus. Deci, pocăiește-te și apropie-te de tronul harului. And when we come to the church meeting, we do not know what people are struggling with.
Atunci când mergem la biserică, noi nu știm cu ce lucruri se frământă oamenii. We may know that there's coronavirus, we may know that there's financial trouble, we know all of those things. Noi s-ar putea să știm despre coronavirus, s-ar putea să știm despre probleme financiare, multe alte lucruri. But where is the sin? Dar unde e păcatul? Coronavirus is not stopping people from knowing Jesus. Coronavirus nu împiedică oamenii să-L cunoască pe Iisus. There is a sin that is stopping people from knowing Jesus. Există un păcat care îi oprește pe oameni să-L cunoască pe Iisus. That's what we need prophetic ears and minds for. Pentru aceasta avem nevoie de urechi profetice și minți profetice. And so, Lord Jesus, what is that thing that I should say that can point people to Jesus? Deci care este acel lucru pe care aș putea să-l spun care se îndrepte spre oameni, spre Iisus? It's not about this college or this song or that this dream or that dream. Nu este vorba de o școală, nu este vorba de un cântec, nu este vorba de un vis. Testifying about Jesus. Ci este vorba de a mărturisi despre Iisus. The prophetic prophets are extremely important in the church. Prophets are very important to the church. Prorocii sunt foarte importanți pentru biserică. But new covenant prophets. Dar prorocii noului legământ. Who don't give you direction. Care nu-ți dau direcție. That's old covenant. Pentru că acela este un vechiul legământ. But new covenant prophets who seek to encourage. Și prorocii noului legământ încearcă să te încurajeze. And to build up the body of Christ to be more pure. Și să zidească trupul lui Hristos ca să fie mai sfânt. And to point Jesus in a real living way to everybody to look at Jesus. Și îndreaptă atenția fiecăruia să se privească spre Isus. That's the prophetic voice that is in the church. Asta e vocea profetică care ar trebui să existe în biserică. That's a long answer, I hope it helps. Este un răspuns mai lung, sper să fie de folos. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste învățături. Thank you very much for all these teachings. Am ridicat problema aceasta pentru că foarte mulți creștini fac greșeala asta, să nu caute o relație directă cu Dumnezeu în problemele pe care le au, în direcțiile pe care doresc să le primească din partea lui Dumnezeu. I told this because a lot of Christians are not seeking the real life of Jesus. Și caută direcție la astfel de oameni, așa ziși proroci. Și în felul acesta sunt foarte mulți înșelați, foarte mulți. They try to find direction going to prophets and a lot of them are deceived. Și nu sunt învățați că atunci când au de luat o hotărâre în viața lor, trebuie întotdeauna să caute călăuzire prin cuvânt și direct la Dumnezeu. And they are not teach by others to look for guidance to the word of God. Mulțumesc. Yes. Dacă mai are și the tree of knowledge of good, evil, the future, tell me what to do, is very attractive. Pomul cunoștinței binelui, răului, al viitorului este foarte atractiv. The tree of knowing the future is extremely attractive. Pomul cunoașterii viitorului este foarte atractiv. We all want to know. If I told you, I want you to watch this YouTube, this guy is going to tell you what's going to happen in December 2020. Dacă ți-aș da un link acum pe YouTube și ți-aș spune că acolo sunt niște băieți care îți vor spune cum va arăta decembrie 2020. And he told you, he said this was what's going to happen in January 2020 and it happened. Și dacă să presupunem că ei au spus, uite ce s-a întâmplat în ianuarie 2020 și chiar așa s-a întâmplat. And he said what was going to happen in June 2020 and it happened. Și ei au spus, uite ce se va întâmpla în iunie 2020 și chiar s-a întâmplat. And now he said here's what's going to happen in December 2020. Și acum ei vin și spun, uite ce se va întâmpla în decembrie 2020. We will all go and listen to it. Toată lumea va merge să-i asculte. And we'll all believe it. Și toți vor crede.
It is so attractive. Pentru că este atât de atractiv. Somebody was just telling me this the other day. Cineva îmi spunea zilele trecute. This is a few months back. Asta e câteva luni în urmă. They had predicted two or three things in the last 2 years. Cineva a prezis câteva lucruri în ultimii 2 ani. And they were and they have been proved right. Și s-au dovedit a fi corecte. And then they were also predicting something for October of 2020. Și au prezis apoi ceva din octombrie 2020. And they told me this in September or in August. Și mi-au spus lucrurile acestea în septembrie și august. I don't know what they said. It's going to be some big earthquake or something. I didn't see the video. They were telling me about this. Nu mi-aduc de aminte despre ce era vorba, dar ei îmi spuneau mie lucrurile acestea. They said, oh, we got to be preparing for this and that and this calamity, that calamity. Și vorbeau de o calamitate, un cutremur sau ceva și ei ziceau, trebuie să fim pregătiți pentru asta. So they were all getting excited about the video. Și toți erau așa de entuziasmați de acest video. Tree of knowledge. Pomul cunoștinței. Of good and evil, the future. Al binelui, al răului, al viitorului. This evil is going to happen next month. Acest rău se va întâmpla luna viitoare. There's going to be a big fire in Cluj. O să fie un foc mare în Cluj. Communism is coming back to Romania. Comunismul se întoarce înapoi în România. I don't know. Nu știu. Knowledge of good or evil. Cunoștința despre bine, rău. Very attractive. Foarte atractiv. Let's not criticize Eve and Adam. Să nu-i criticăm pe Adam și pe Eva. We also love to eat out of that tree. Pentru că și nouă ne place să mâncăm de acel, din acel pom. The tree of life, of knowing God, is very different. Dar pomul cunoașterii lui Dumnezeu este foarte diferit. You know, Jesus, when he was on this earth, he knew God, but he didn't know the future. Știți că Iisus, când era pe pământ, el îl cunoștea pe Dumnezeu, dar nu știa viitorul. He told his disciples, I don't know when I'm coming back. Iisus le-a spus ucenicilor, nu știu când mă întorc. I don't know. It'll happen, but God hasn't told me this. Se va întâmpla, dar Dumnezeu nu mi-a spus. Jesus didn't know many times when exactly he was going to die too. It was coming. Iisus nu știa când o să moară, dar știa că se va întâmpla. Jesus didn't know the future, we don't know the future. Iisus n-a cunoscut viitorul și nici noi nu știm viitorul. We know some things about the future, that Jesus is going to come back and there'll be wars and there'll be deception. Generally, we know things. În mod general, noi cunoaștem lucruri, că Iisus se va întoarce, că va fi foamete, război și așa mai departe. But we don't know a lot of details. Dar noi nu știm multe dintre detalii. Jesus didn't know a lot of details either. Nici Iisus n-a știut multe dintre detalii. But he knew God. Dar l-a cunoscut pe Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Because he kept eating out of the tree of life. Pentru că el continua să mănânce din pomul vieții. To do the will of God. Ca să poată face voia lui Dumnezeu. Today. Astăzi. This is the secret. Acesta este secretul. It's a lot more boring than that YouTube video about what's going to happen in Cluj next month. Este mult mai plictisitor decât ce o să se întâmple luna viitoare în Cluj. Alte întrebări? Aș avea și eu o întrebare. Pace și bună seara. E prima oară când sunt cu dumneavoastră și mă bucur tare mult. Dacă te rog un pic mai rar ca să pot traduce. Aș vrea să pun toată întrebarea, că poate e mai ușor după aceea. Ca să pun, ca să... Ok, să nu cum ziceți? Să nu fi lung că uit. Păi de asta spun. Am auzit mai devreme că a spus despre a muri față de voia noastră și a trăi voia lui Dumnezeu. Dacă poate să ne spună, nu știu, un gând despre cum să murim tot mai mult față de voia noastră și să trăim tot mai mult față de voia lui Dumnezeu treptat. Știu că lucrurile astea vin treptat. Și cum am putea, care un secret, sau poate a răspuns la întrebarea asta și eu nu știu, n-am intrat chiar de la început. Cum am putea să fim mai vii pentru voia lui Dumnezeu în fiecare zi? Sergio is asking how to die every day
to my will. Very good question. That's a very good question. Dan, you're muted. Sergio is asking, yes. How could we die every day? Yeah. He knows that is something gradual, you know, but there is a secret, or how could we die every day? To not to do our will, instead to do God's will. There are many parts of doing God's will. Sunt multe feluri în care faci voia lui Dumnezeu. To do God's will, we sin when we do our will instead of God's will. Deci noi păcătuim atunci când facem voia noastră în loc să facem voia lui Dumnezeu. So that choice to say, I know what God's will is, but I'm not doing God's will, I'm doing my will, that is where sin is. Deci păcatul se găsește în alegerea pe care eu o fac atunci când aleg să fac voia mea și nu fac voia lui Dumnezeu. So it's a choice I'm making against God's will. Deci este o alegere pe care o fac împotriva voii lui Dumnezeu. So, should I go to McDonald's or not? De exemplu, să mă duc la McDonald's sau nu? Should I wear this shirt or not? Să port oare tricoul acesta sau nu? If I know God's will for me is saying don't wear this shirt, then it is a sin. Deci dacă eu știu că voia lui Dumnezeu pentru mine este să nu port acel tricou, atunci este păcat. But if there's nothing that God tells me about the shirt and not wearing it, then it's not a sin. Deci dacă Dumnezeu nu spune nimic de tricou sau de cămașă, atunci nu e niciun păcat. Or going to McDonald's. Sau să mă duc la McDonald's. Or buying a BMW. Sau să-mi cumpăr un BMW. Or buying a 10-room mansion. Sau să-mi cumpăr o casă cu 10 camere. Anything is okay unless God is saying don't do it. Totul este cumva este okay, dar să nu zică Dumnezeu nu fă asta. Now God may tell one person buy the BMW and he'll tell another person don't buy the BMW. S-ar putea ca Dumnezeu să spună unei persoane, da, poți să-ți cumperi BMW-ul acesta, dar altele să-i spună nu-ți cumpăra acest BMW. God told the rich young ruler, sell everything and give it to the poor. Dumnezeu i-a spus tânărului bogat, vinde tot ce ai și dă la săraci. But he didn't say that, tell that to others. Dar nu a spus lucrul acesta celorlalți. So that is in a lot of these practical decisions in life. Deci lucrurile acestea sunt moduri practice din viață. So to be clear, if God is clearly telling me don't do it, then I shouldn't do it. Deci în mod clar, dacă Dumnezeu îmi spune să nu fac, atunci nu trebuie să fac. If it's not clear, then I say, God, make it clear. Until then, I'm going to do it. Deci dacă nu e clar, atunci eu trebuie să mă rog, Doamne, vreau să-mi clarifici lucrul acela, dar până atunci nu o voi face. And God will make it clear at the right time. Și Dumnezeu va face lucrul acesta clar la momentul la un moment. I should be fully confident of that. Eu trebuie să fiu pe deplin încredințat de aceasta. Why? De ce? Because God is my father. Pentru că Dumnezeu este tatăl meu. I am a father, maybe you all are too, some of you are mothers. Eu sunt un tată și poate și unii dintre voi sunteți tați, mame. If your child comes and asks you, can I eat this stone? Dacă vine copilul tău și te întreabă, pot să mănânc această piatră? You'll have a very clear answer about that. Tu o să ai un răspuns foarte clar în privința asta. Can I play with that snake that is outside in the yard? Sau dacă vine și spune, pot să mă joc cu șarpele ăla care e în curte? What if he asks you though, can you eat this bread, piece of bread or not? Ce răspuns o să-i dai dacă el spune, pot să mănânc coaja asta de pâine sau pâine? If you want to wear it, if you want to eat it, go eat it. Și o să-i spui, dacă vrei să o mănânci, mănânc-o. Daddy, can I wear this red shirt? Tati, pot să port doar tricoul acesta roșu? Yeah, if you want to go wear it, doesn't matter. Dacă vrei să-l port, sigur, nu contează. No, you're going to school. No, then you have to wear the uniform. You can't wear the red shirt. Dar dacă trebuie să mergi la școală, nu poți să porți tricoul ăsta, trebuie să porți uniforma. But Saturday, no, you can wear whatever you want. Dar sâmbătă poți să porți ce vrei tu. This is how we are as a father towards our children. Așa suntem noi ca și tați pentru copiii noștri. You go to a bike store, daddy, can I get the green bike or the blue bike? Să zici că mergi la magazin și spune, tati, care bicicletă să mă cumpăr? Aia verde sau aia la altă?
Pick. Pick. I don't understand. Alege, nu contează care. Can I get the expensive bike or the cheap bike? Tati, pot să-mi iau bicicleta mai scumpă sau aia mai ieftină? Depending on how much money you have. Depinde de câți bani ai. You may go to some store and you can buy the most expensive bike. No problem. Daddy's got enough money. Sau în altă parte poți să spui, poți să-ți cumperi ce vrei tu. Tati are suficient bani. Some other bike stores, I'm like, you can't buy anything in this store. It's too expensive. Sau la alt magazin, s-ar putea să nu poți să cumperi nimic aici, că nu am bani. So some of us go to the BMW store and God says, nope, can't buy it. Sau poate te duci la magazin, la reprezentanța BMW și tata spune, îmi pare rău, n-am atâția bani pentru el. God says, then you go to the bicycle store and God says, yeah, go buy any bicycle you want. Te duci înapoi la magazinul de biciclete și tata zice, da, poți să-ți cumperi care bicicletă vrei tu de aici. God takes another person and says, yeah, you can buy any BMW you want because that's for them. Sau poate la altă persoană Dumnezeu îi spune, poți să-ți cumperi care BMW vrei tu de aici. Now I want to talk to you though about God's will where it's clear. Dar acum vreau să spun despre voia lui Dumnezeu care este clară. And that's in 1 Thessalonians chapter 5. 1 Tesaloniceni capitolul 5. Verses 16, 17 and 18. Versetul 16, 17 și 18. It's one sentence, but it's three verses, but it's one sentence. Este doar o singură propoziție, dar sunt trei versete. So we can read it. 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Deci, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16, 17 și 18. 16. Bucurați-vă întotdeauna. Versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. This is the will of God. Asta e voia lui Dumnezeu. No doubt. Fără îndoială. Rejoice. Bucurați-vă. How often? Sorry? How often? Cât de des? Always. Întotdeauna. Have a heart of prayer towards God. Să aveți o inimă de rugăciune înspre Dumnezeu. Lord, I need you. Doamne, am nevoie de tine. How often? Cât de des? Without ceasing. Fără încetare. Give thanks. Aduceți mulțumiri. Based on the weather? Bazat pe vreme, based on my health condition, sau bazat pe starea mea de sănătate, based on how much money is in my bank account, sau în funcție de câți bani am în cont, based on what other people are talking about me, sau referitor la ceea ce vorbesc alți oameni despre mine. No, in everything give thanks. Nu, ci în toate lucrurile aduceți mulțumiri lui Dumnezeu. This is how I can do God's will for sure. Asta îmi arată cum să fac voia lui Dumnezeu sigur. This is nothing about the red shirt or the yellow shirt or the BMW or the bicycle. Aici nu vorbește de cămașa, de bluza roșie, de BMW sau de o bicicletă. Rejoice. Bucurați-vă. Pray. Rugați-vă. Thankfulness. Fiți mulțumitori. This is God's will, for sure. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu siguranță. For you. Pentru voi. So this is what is God's will for me today. Deci asta este voia lui Dumnezeu pentru mine astăzi. There's the sure part and there's the not so sure part. Deci este o parte sigură și este o parte care nu e chiar așa de sigură. 1 Thessalonians 5, 16 through 18, I can do it for sure. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, 16, 17 și 18, e sigură. This is... Then for the not sure part, I keep listening to the voice of God. Și pentru celelalte părți unde nu sunt sigur, acolo trebuie să caut să ascult vocea lui Dumnezeu. Should I take another job? Should I buy a different house? Should I move to a different city? Which college should my children go to? Să-mi iau o altă casă, să mă angajez în altă parte, la ce școală să meargă copiii mei? But let's focus for sure on doing God's will where it's clear. Deci cel mai bine este să te focalizezi pe lucrurile unde e clar cum să faci voia lui Dumnezeu. And ask God, God, and as we do God's will for sure in 1 Thessalonians 5, 16 through 18, we'll get to hear God's voice. Și în, pe parcurs ce faci și împlinești voia lui Dumnezeu, în versetele acestea din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începi să auzi vocea lui Dumnezeu. God will say, you're not rejoicing there. Și Dumnezeu îți va spune, vezi acolo, tu nu te bucuri. You're not seeing your need for me in prayer here. Vezi acolo, tu nu aduci rugăciune. You're not giving thanks in this situation.
Vezi tu aici, în situația aceasta, tu nu aduci mulțumire. And I die to my own will and I do God's will. Și atunci eu trebuie să mor în față de voia mea și să împlinesc voia lui Dumnezeu. To rejoice, to pray, to give thanks. Ca să mă bucur, ca să mă rog și să-i mulțumesc. And what I also get better at is hearing God's voice. Și ceea ce e cel mai minunat este că aud vocea lui Dumnezeu. So one day when God tells me, don't wear that red shirt, I won't wear that red shirt. Și atunci, într-o zi, când Dumnezeu îmi va spune, nu purta tricoul acela roșu, eu n-am să-l port. And it's not a sin for other people, but God saying, no, you shouldn't wear the red shirt. Și chiar dacă pentru alții poate va fi potrivit acel tricou, pentru mine nu va fi potrivit. Because you're drawing too much attention to yourself. Pentru că prin el tu atragi prea multă atenție asupra ta. Or don't go eat in that food, that restaurant, because it's not good for your health. Sau va spune, nu mânca în restaurantul acela pentru că nu-i sănătos pentru tine. Other people can go. Alți oameni pot să meargă. But not you. Dar nu tu. Other people can buy that BMW, but not you. Alții să-și cumpere BMW-ul, dar nu tu. This is God's will in the sure part and the not so sure part. Aceasta este voia lui Dumnezeu într-o parte care e sigură și într-o parte care nu e chiar atât de clară. Ca să înțeleg mai bine, deci primim putere în a face voia lui Dumnezeu prin auzirea vocii lui Dumnezeu. So, to be sure, we receive power when we do the will of God. Can you say that one more time? We can be sure what? We receive power when we do these things. The greatest power in the whole universe. Cea mai mare putere pe care noi o primim în întreg universul. And what is the greatest power in the whole universe? Care e cea mai mare putere din întreg univers pe care o primim? The love of God. Dragostea lui Dumnezeu. It is God's love which we need more than anything else. Deci dragostea lui Dumnezeu este ceea ce noi avem nevoie cel mai mult. If God's love fills our heart, then we are the most powerful people in the universe. Pentru că atunci când dragostea lui Dumnezeu umple inimile noastre, noi suntem cei mai puternici oameni din universul acesta. That's what being filled with the Holy Spirit is. Asta înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt. We can read, Brother Dan, read Romans 5:5. This is what being filled with the Holy Spirit is. Asta înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt. Roman 5:5 spune așa. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. This is the love of God that is poured out, overflowing. Deci aceasta este dragostea lui Dumnezeu care este turnată în inimile noastre, care curge. So yes, as we enter into God's presence, He fills us with the Holy Spirit. Deci când intrăm în prezența lui Dumnezeu, El ne umple cu dragostea sa. To where love is overflowing. Unde dragostea curge. It's not the power that makes us walk on water. Deci nu este acea putere care ne duce să umblăm pe ape. Or to do miracles. Sau să facem semne și minuni. Elijah had that to do miracles. Elie a avut aceasta ca să facă. We want a different power. Noi vrem acum altă putere. We want the power of love from our innermost. Noi vrem puterea aceasta din inima noastră. We have more time for one question? Sandy. Yes. Yes. Mai avem timp de o întrebare? Patru. Psalmul 40, unde e vorba de străpungerea urechii, versetul 6, ne face referire la Exod, capitolul 21, versetul 56, acolo unde se referă la rob. Stai un pic. Unde zici? Psalmul 40? Viorel? 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 M-auzi acum? Da.
Bun, deci în Psalmul 40 cu 6, ne face referire la Exod, capitolul 21, versetul 5 și 6. Nu mă dau secunde să-mi deschid eu. Sigur. Sandeep, yes. Viorel is asking, this verse from Psalm 40 doesn't make a reference or is not a reference from Exodus chapter 20. Versetul 20? 21, chapter Exodus 21, 5 and 6. 5? Yeah, Exodus 21 talks about how a man's ear is pierced when he serves his master. Deci da, Exodul capitolul 21 vorbește despre acel om care are urechea găurită atunci când îl slujește pe stăpânul său. Verse 6, I think. Da, cred că versetul 6. Da. Așa, Exod 21 cu versetul 6. Yeah, Psalm chapter 40. Deci when vorba de o slujire din dragoste. Cum? Go ahead. Da, zi, Viorel. Deci e vorba de o slujire din... E vorba de o slujire din dragoste, nu? So, it's a serving from love. From love. Da, Viorel. Yes, yes. So, the my ear has been cut is could very well be in Psalm chapter 40 when it says my ear has been pierced could be serving from love. Da, când urechea mea este tăiată sau găurită, da, poate să fie aceasta slujire din dragoste. But my point was it's not just the ear that is pierced, it's the whole body that is pierced. Dar punctul meu despre care am vrut să centrez este că nu doar urechea este găurită, ci întreg trupul acum aparține. The old covenant is called a small little shadow of the real thing. Vechiul legământ are expresia aceasta că este umbra lucrurilor. The old covenant is called a small little photograph of the real person. Sorry? The old covenant was called like a photograph of the real person. A, da, și vechiul legământ este ca o fotografie a unui lucru real. So the piercing of the ear was a small little example of what Jesus said, I'm going to show you the real thing. Și găurirea aceasta a urechii era un exemplu mic a ceea ce Iisus vrea să arate acum, să vă dau un exemplu adevărat. Mare. It's not now just a ear pierced, I'm going to show you my whole body that is pierced. Și nu e vorba doar de o ureche străpunsă, ci acum am să vă arăt întreg trupul străpuns. Eyes that are pierced, ears that are pierced, tongue that is pierced, hands that are pierced. Limba, mâna. To serve out of love. Ca să slujezi din dragoste, da. All day long. În fiecare zi, de-a lungul zilei. Și atunci la ce o întrebat și Sergio, cum primesc mai mult în inima mea iubire față de Dumnezeu? Cum... So, So how could we receive more să primească ce, Viorel, mai aud rău. Dragoste față de Dumnezeu. How could we receive more love for God in our heart? A question I ask myself every day. Este o întrebare care mi-o pun și eu în fiecare zi. The Spirit is the one who gives us the love, as I mentioned in Romans 5:5. Așa cum am spus, Roman 5:5, Duhul este cel care e turnat în inima noastră, e de dragoste. There's a lot to talk about this and it's a constant desire to stand in front of God and say, God, I want to know your love more. Deci este mult de discutat aici, este un fel de a sta în prezența lui Dumnezeu și a-i spune, Doamne, vreau mai mult, vreau mai mult. But I'll show you, I'll just say one verse, which is in Luke chapter 7. Dar vreau să-ți arăt un verset din Luca, capitolul 7. And I think it's verse 47. Și cred că este versetul 37. And it says there that the one who is forgiven much, loves much. Și spune acolo că
47, da? De aceea îți spun, cel cui îi se iartă puțin, iubește mult. So I see a connection between loving Jesus a lot and being forgiven a lot. Și am văzut aici o conexiune între a fi iertat de Iisus și a iubi. And I don't think that means forgiven of the number of sins. Și nu cred că aici se referă la multitudinea păcatelor. If I see the damage that even one sin does, that can go not wide, but can go deep. Dacă aș vedea distrugerea pe care o face păcatul, nu așa în lungime, ci în adâncime. One drop of acid can go deep and cause great damage. Un picor așa mic de acid, el pătrunde, cade și pătrunde adânc și produce o mare... You don't need lots of drops of acid going that way. You need one acid that just goes deep. N-ai nevoie de acid care să meargă în stânga și în dreapta, așa, în larg, ci ai nevoie de o picătură care cade în adânc, așa, și pricinește la adâncime. What I get from that is, I should see, not, I don't have to commit a lot of sins, but the sins that I have committed, what damage it did to those around me, but also to God and the kingdom of God. Deci, și atunci, păcatul acesta, nu păcatul chiar și unul mai mic, așa, cât produce el pagubă, nu numai în lărgimea lui, ci în adâncimea lui, față de mine, față de cei din jurul meu, față de Dumnezeu. No, I don't have to keep committing sins and being forgiven of it to love God. Deci nu trebuie să păcătuiesc mai mult ca să fiu iertat mai mult de Dumnezeu. But sins that I already committed in the past. Dar păcatele care le-am făcut în trecut. They were like acid that I threw in the face of Jesus Christ. Ele erau ca și un acid care cădea pe fața lui Isus. And if I see what that acid did to the face of Christ or to the body of Christ, then I'll see how much I've been forgiven. Și dacă aș fi văzut acidul acesta cât de mare daune ar fi făcut, atunci aș fi înțeles cât de mult a însemnat iertarea aceasta. It happens sometimes in India where people will throw acid at another person's face and it's horrible. Pentru că se întâmplă lucrul acesta în India unde oamenii aluncă acid pe fața altor oameni. Este ceva oribil. It may happen in some other countries. Se poate întâmpla și în alte părți, alte țări. Acid completely eats at the body. Dar acidul acesta parcă mănâncă așa trupul. And I must see that when my sins that I already did was throwing acid on the body of Jesus Christ. Și păcatele pe care le-am făcut erau ca acidul care pica pe trupul lui Isus. So then it doesn't become a matter of sinning some more. No. Deci, what all I'm doing to Jesus' body. Deci atunci nu mai pun problema aceasta să păcătuiesc mai mult ca să văd ce îi face în întregime la trupul lui Isus. I must think about all the acid that I threw at Jesus in all the years that I've lived. Și mă gândesc la acidul imaginea aceasta acidului ca și la păcatul de-a lungul vieții mele care au căzut pe Isus. But Jesus still forgave. Dar Isus tot iartă. Jesus still died for me even though I threw acid at him. Isus tot a murit pentru mine chiar dacă am aruncat cu acid peste el. He told the judge, don't punish him, punish me. El a spus judecătorului, nu-l pedepsi pe el, pedepsește-mă pe mine. And as I recognized that that is what Jesus was and that is who I was, then I realized how much I have been forgiven already. Și când realizez cine am fost eu și ce a făcut el pentru mine, atunci înțeleg iertarea aceasta. So that is one way in which I can grow in knowing the love of God. Deci este un fel în care ajung să cresc în a-L cunoaște pe Dumnezeu. All that to say, what I threw at Jesus' body was much worse than acid. Deci ceea ce eu am aruncat peste trupul lui Iisus a fost mai rău decât acidul. And what Jesus did in return was much greater than anything he could have done for me. Și ceea ce a făcut Iisus în schimb pentru mine a fost ceva mai glorios, mai bun decât orice alt lucru. Words cannot describe it, songs cannot describe it, pictures cannot describe it. Cuvintele nu pot descrie, nu pot descrie asta. Cântecele nu pot descrie asta. Cannot describe the evil that I did,
all the good that he did. Eu nu pot descrie nici răul, eu nu pot descrie nici răul pe care l-am făcut, nu pot descrie nici binele sau imaginea aceasta ce a făcut el pentru mine. But I believe God's word is true. As I meditate on this, God will grow my love for him. Dar în timp ce voi medita la lucrurile acestea, Dumnezeu va crește dragostea mea față de el. Mulțumesc. Sandy, one more, the last sure, one. Sure. Dacă mai are cineva o ultimă întrebare. Dacă nu mai are nimeni... Da? Da, spune. Aș avea eu o întrebare, adică două. Este legată de transformarea apei în vin de data trecută. I have a question regarding the last time you spoke about the water becoming the wine. Am înțeles data trecută că vinul vechi înseamnă viață sub vechiul legământ. I understood that the water symbolized the life under the old covenant. Iar vinul nou înseamnă viața trăită în părtășie cu Isus sub puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. And the new wine symbolized the new life of Jesus lived by the power of the Holy Spirit. Fratele Sandy a spus că pentru a primi acest vin nou trebuie să aducem în vasele noastre apă, care semnifică împlinirea poruncilor, adică să nu mămâniu, să nu poftesc, etc. You said that to receive this new wine, I have to bring to Jesus the water that symbolizes not to fulfill the law, not to be angry, not to sin. Și toate acestea făcându-le fără să cred că sunt ceva dacă le fac și că and făcându-le îl va face pe Dumnezeu să transforme apa în vin. Întrebarea mea... All these things that I was doing not to think that I'm somebody. My question is... Eu încerc să aduc această apă, doar că 3 zile reușesc să nu mă mâniu, să nu mă cer cu soțul și o zi eșuez. Este mulțumit... Sau acceptă Dumnezeu aceasta pe care o aduc eu? So, I try, for example, 3 days to bring this water to Jesus. But in the first day, I get angry with my husband, we get fight and other things. Do you think God is thrilled about this trying of mine? 3 zile eu nu mă mâniu și una mă mâniu și tot așa. Sau pot să aduc o apă fără să fiu odată sus, odată birui de mânie dacă nu am primit vinul nou. Aceasta 3 days is fine and the fourth day you get... You understand. Yeah. Înțeleg. One thing that has helped me a lot is to know that God is my father. Un lucru care m-a ajutat foarte mult este când am înțeles că Dumnezeu este tatăl meu. I don't know if the sister is a mother. Sorry? I don't know if the sister is a mother or she unmarried or she have children. Nu știu dacă ai ești, she's married. Da, yes. She has children. Sunt căsătorită, da. Ai și copii. Ai și copii. Da, acum. Does she have children? Da, am și copil. Yes. Okay. Yes. What will she do if a child comes to her and says, "Mommy, for 3 days, I washed the dishes, but today I completely made a mess out of it. The food is spilled everywhere." Ce ai face dacă copilul tău ar veni și ar spune, uite, mami, eu de 3 zile am reușit să spăl vasele, dar astăzi le-am făcut toate praf. For 3 days, the child did it well. 3 zile copilul a făcut lucrurile bine. But the fourth day, the child was just lazy. Dar în a patra zi, copilul s-a... Așa, a devenit mai leneș. Or the child forgot. Sau copilul a uitat. Well, here's what a good parent will do. Uite ce va face un părinte bun.
The good parent will not say it's okay. Un părinte bun nu va spune că e în regulă. But the good parent will also recognize that for 3 days this child has been trying. Copilul, părintele bun va recunoaște că de 3 zile acel copil se trudește. So the parent will fix the problem. Deci părintele va rezolva problema. But I will seek to encourage the child. Și va căuta să încurajeze copilul. Don't worry, you made a mistake. You fell. You did it wrong. Nu-ți face probleme. Ai făcut o greșeală, ai alunecat. But now let's reset it. Now let's do another 3 days. Dar acum hai să le ștergem înapoi, să le resetăm și hai să mai încercăm încă 3 zile. Let's make it 4 days. Hai să încercăm să fie 4 zile acum. Maybe it doesn't end up being 4 days, it only becomes 2 hours. Poate nu o să mai împlinesc 3 zile, poate să fie numai 2 ore. And then she messes again. Resetez înapoi. What should we do as parents? Ce să facem ca și părinți? We don't give up on our children. Nu renunțăm la copiii noștri. They are our children. Pentru că ei sunt copiii noștri. They are the jewels of our hearts. Ei sunt bijuteriile inimii noastre. They are the most precious things in our lives. Ei sunt cel mai prețios lucru din viața noastră. The woman bore the child for 9 months. Femeia poartă acest copil în pântecele ei 9 luni. There's no word to describe a mother's love for the child. Deci nu sunt cuvinte ca să descrii dragostea unei mame pentru copilul ei. How much more does God love us? Cu cât mai mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. So his word to us is, child, let's try again. Deci cuvântul lui pentru noi este, copilule, hai să încercăm din nou. This is why God woke you up this morning. De aceea te-a trezit Dumnezeu în dimineața asta. I don't know if you heard him, but he woke you up and said something to you. El te-a trezit în dimineața asta, nu știu dacă l-ai auzit, și ți-a spus ceva. He wakes you up and says, my child, let's do it again. El ți-a spus, copilul meu, hai să încercăm din nou. You and I. Eu cu tine. I'm here to help you. Sunt aici ca să te ajut. You didn't do it well today. N-ai făcut-o bine. Let's do it again. Hai să mai încercăm o dată astăzi. This is the voice of a loving parent. Aceasta este vocea unui părinte iubitor. This is what we tell our children as they're learning to walk. Asta le spunem copiilor când încep să umble. And they fall and they cry and they get up and they fall and they cry and they get up. Și cad și se ridică și încep să plângă și iară cad și iară se ridică și iară cad. We tell them, don't give up. Noi le spunem, nu renunța. This is the voice of every loving parent. Aceasta este vocea fiecărui părinte iubitor. And then this is what Jesus says. Și apoi ascultă ce zice Iisus. You all are evil compared to me. Voi toți sunteți răi în comparație cu mine. How much more will I be loving towards you? Cu cât mai mult eu voi fi plin de dragoste față de voi. So if we tell our children, don't give up, try again. Noi le spunem copiilor, nu renunțați, încercați din nou. How much more will the Father in heaven tell us this? Cu cât mai mult Tatăl din cer ne va spune lucrul acesta nou. We have to train our ears to listen to this voice of God that is described in the scriptures. Noi trebuie să ne antrenăm urechea ca să ascultăm această voce a lui Dumnezeu care este în Scriptură. We may not have heard this voice from our own parents. Noi s-ar putea să nu fi auzit această voce de la părinții noștri. Or our husbands and our wives or our bosses at work. Sau de la soțul sau de la soție sau de la șeful de muncă. But the voice of God is that of fully loving heavenly Father. Și vocea lui Dumnezeu este aceea a unui tată pe deplin iubitor. The biggest thing I've had to train myself in the Christian life is to know what God is like. Cel mai mare lucru la care a trebuit să mă antrenez toată viața mea este să-L cunosc pe Dumnezeu, să știu cum este Dumnezeu. That He loves me more than my mother loves me. Să înțeleg că El mă iubește mai mult decât mă iubește mama mea. He loves me a billion times more than I love my children. El mă iubește de 1 milion de ori mai mult decât îmi iubesc eu copiii. Billions and billions of times more He loves me than I love my children. Milioane și milioane de ori mă iubește mai mult pe mine decât îmi iubesc eu copiii. Then I must say, if that is true, what is He saying to me? Și atunci eu trebuie să spun, dacă e adevărat lucrul acesta, ce îmi spune El oare mie? So encouraging, so seeking to help us. El este atât de încurajator și caută să ne ajute.
The ones he doesn't help are those who say, I don't need you. Și dar nu îi ajută pe aceia care spun n-am nevoie de tine. The proud. Cei mândri. The rich and the people who think that their money is everything. Oamenii bogați care spun că care cred că banul este totul. But the humble. Dar cei smeriți. The sincere. Cei sinceri. The honest. Cei onești. Even if we're failing and failing and failing. Chiar dacă cădem și cădem și cădem. If we're like little children and saying, Daddy, Mommy, I need help. Noi suntem ca și acei copii mici care spune, Mami, Tate, avem nevoie de ajutor. He doesn't come and help us. He comes running to help us. El nu vine așa încet spre noi să ne ajute. El fuge spre noi să ne ajute. To pick us back up. Ca să ne ridice din nou. And say, try again. Și să spună, încearcă din nou. Even if you fall 70 times 7, I'll come pick you up every time. Chiar dacă vei cădea de 70 de ori câte 7, eu tot voi veni să te ridic. We must train our ears to hear this voice. Noi trebuie să ne antrenăm urechea ca să auzim această voce. Then we'll enjoy being with God. Și atunci noi ne vom bucura să fim cu Dumnezeu. This lifestyle of being with Jesus will be so enjoyable. Acest fel de a fi cu Iisus va fi atât de plăcut. May God help us. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.